Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit în spatele știrilor, la mulți ani, prima ediție pe anul acesta, alături de Radu Herjeu, invitat permanent al emisiunii. Mulțumesc foarte mult, Radu, pentru prezență. Mulțumesc. Multe subiecte foarte controversate, foarte discutate, oamenii dezbat cu pasiune anumite teme, între altele, poate că ar trebui să ne bucurăm că au început filmele românești, măcar să existe ca și subiect. Subiect, da. Da, pentru că mult timp, cred că vreo 20 de ani, vreo 15 ani, nu s-a mai vorbit despre filmele românești, după care s-a vorbit despre filmele Rumungiu, pentru că luau premii internaționale, dar se vorbeau doar în cercuri restrânse. Pentru elitiste, că și, da, și filmele erau de așa natură încât nu se adresau chiar unui public larg. Și în sfârșit tot poporul acum vorbește despre un film, despre team building, ceea ce din punctul meu de vedere e un lucru bun. E un lucru bun, în primul rând, se vorbește despre un film nefinanțat de stat. În condițiile în care alte filme, alte pelicule finanțate serios prin CNC reușesc să strângă în sălile de cinema 300 de oameni, dacă. În schimb, se tot laudă cu tot felul de mențiuni de la niște festivaluri internaționale. Acest film, pe cont propriu, a reușit nu doar să aducă peste 1 milion de oameni în sări, ceea ce este fabulos, a reușit, în momentul în care filmul a intrat pe net, pe o platformă de filme, a reușit, printr-un PR foarte bine făcut, să nască dezbateri în toată societatea românească. Deci crezi că a fost inginerească această dezbatere? Cred că da. Adică cred că a fost scânteia a fost aruncată de... Da, pentru că prea la un moment, prea brusc, toată lumea vorbea numai despre acest film. Ce mi-arată mie asta? Cât a fost în cinematografe, s-a vorbit puțin despre film. Și pentru că e adevărat, cei mai mulți care au mers, cum e, din gură în gură. Adică te-ai dus tu, mi-ai spus, Radu, trebuie să te duci să-l vezi că e foarte mișto, și m-am dus și eu. Când e pe net, lucrurile funcționează altfel. Adică acolo, deja, când cineva scrie pe Facebook, filmul e acolo și nu știu, e plin de înjurături, deja mult mai mulți oameni care nu au nicio legătură poate cu persoana respectivă intră măcar de curiozitate să vadă. Și mai ales că e foarte accesibil. Mai toți au platforma respectivă. Sigur, decât să te duci la cinematograf. Și atunci aceste platforme sunt ceva mai populare și mai democratice decât cinematograful, să spunem, și mai comode. Dar faptul că brusc toată lumea a început să vorbească pro sau contra, trezind curiozitatea multora, mie așa îmi dă senzația că în spate a fost și o strategie. Chiar și părerea contra poate te incită mai mult să vezi. Sigur că da. Păi, vreau să spun, eu am văzut filmul azi. Aveam un plan să-l văd, tocmai pentru că nu era foarte lăudat. Eu am o problemă cu filmele foarte lăudate să le văd, pentru că, în sfârșit, în proporție de 95% voi fi dezamăgit și mă voi întreba cum Dumnezeu să laude așa. Cu pomul lăudat. Acesta nefiind foarte lăudat, zic, domnule, hai să vedem dacă e chiar atât de prost pe cât se spune. Concluzia mea, nu. Deci nu este nici pe departe atât de prost pe cât o spun adversarii. Unele somită sau... Nu, să știi, chiar oameni obișnuiți, să spunem. Deci nu, fără neapărat pretenții elitiste, n-au rezonat cu filmul. Eu am descoperit însă altceva. E un film bine făcut, mai puțin bine jucat, dar e un film bine făcut în ce sens? A fost făcut să placă mulțimii. Da? Asta și-au propus, nu altceva. Asta au reușit cu vârf și îndesat. Vedem și piesele de teatru bulevardiere, așa numite bulevardiere, care au foarte mult succes. Sigur, la public. Și care au un umor facil, adică nu doar... Nu pleci cu revelații despre lume și viață. Și viață. Acest film s-a dorit o satiră. Unu. Este o satiră. S-a dorit o satiră la adresa corporatiștilor. Cred că este. Eu nu cunosc foarte mulți corporatiști.
ca să știu dacă sunt sau nu așa, decât prin intermediul Facebook-ului. Am interacționat cu mulți pe teme. Eu am mai fost în calitate de jurnalist când aveam publicații și mi s-a părut că are anumite elemente multe lucruri de... cred că sunt acolo, mă rog. Sigur, accentuate. Accentuate. Ce... personajele, încă o dată, mi s-au părut multe veridice. Ce nu a ajuns la mine sunt unele tușe groase. Care, adică eu n-am nevoie de tușe groase pentru cum a fost și cu satira aceea americană cu distrugerea Pământului de către o cometă. A fost acum de curând, iară s-a vorbit. Și aceea a fost făcută in your face. Adică a fost făcută prea să o priceapă toată lumea că e o satiră. Eu, din fericire, n-am nevoie de tușe groase ca să înțeleg că e o satiră și ca să apreciez. Dar... Cel cu Leonardo DiCaprio, în rolul savantului, îmi scapă acum numele, l-am văzut. Are, de exemplu, câteva replici inteligente, are câteva ironii, chiar subtile mi s-au părut și foarte bine țintite și foarte dure la adresa corporatiștilor și, în general, a societății astea care are bani, mă rog, a părții din societate care are bani, își face o grămadă de credite. Pozează și mai mult care bani decât are exact, în realitate. Dar care este nefericită pentru că e frustrată la muncă, nu-i place ceea ce face, nu-i place că trebuie să răspundă unor șefi. În viața privată nu are nimic de făcut, nu are, n-are nicio scăpare decât în sex și alcool. Deci, din acest punct de vedere, încă o dată, mie mi s-a părut un film care reflectă, sau dacă a vrut să arate aceste lucruri, a reușit. Bun. Eu stăteam și mă gândeam la... Sunt niște figuri populare pe care le-au ales... Da, din punctul meu de vedere, multe dintre ele nu au performat. Deci cele mai multe dintre ele nu au performat. Una e să faci un vlog sau să faci pe TikTok și să fii vedet acolo pentru niște oameni care n-au niciun fel de treabă cu filmul sau cu... Și alta e să fii actor. E ușor diferit. Dar... per total, încă o dată, este un film, eu de asta am și spus, am spus că putem vorbi chiar despre un nou val al cinematografiei, după ce s-a discutat despre Mungiu, Cristi Puiu și așa mai ca fiind nou, eu cred că acesta este un nou val al cinematografiei în care se vor face filme pentru publicul larg. Și pe subiecte care sunt relevante pentru mulți oameni. Pentru mulți oameni. Și încet, încet, probabil, mulți vor rafina și acele aspecte care acum sunt mai zgrumțuroase, mai greu de... Adică mai... Care îi pot ține pe unii ca mine mai la distanță. Sunt convins că vor apărea regizori sau poate chiar și aceștia care în timp, făcând mai multe filme de genul acesta, vor începe să fie puțin mai subtili, puțin vor lucra puțin mai mult și la cinematografie și la jocul actorilor, în așa fel încât eu cred, dar e un pas bun, adică să ne înțelegem. Și ca o concluzie... Și nu este singular. O să mai vorbim singular despre un film care înțeleg că este acum un fenomen, dar până să ajung la el, la ăsta... Păi, scuze, vreau să spun un singur lucru. Ce... din comentariile de pe net, eu înțelesesem că este un film de o vulgaritate extremă, cel puțin în limbaj. Spre marea mea surprindere am auzit mult mai puține înjurături, nu decât mă așteptam, decât sunt în alte filme românești. Deci n-am înțeles de unde la un moment dat toată lumea discuta despre cât de vulgar și că se înjură în continuu. Nu se înjură în continuu. Bine, lăsând la o parte prostia aia și ce o să spună copiii, în primul rând copiii n-ar trebui să meargă la sau să vadă astfel de filme. Da? Ar trebui să fie sigur, sigur peste 15 ani. Dar a fost încă o dată mult mai, mai puțin vulgar sau trivial decât mă așteptam sau mă temeam. Dar mai sunt astfel de experimente și iarăși par de succes la public, chiar că poate sunt cotate, știu și eu, pe IMDb sau de către critici foarte prost. Un film făcut de Shelly, celebrul vlogger, acum Mircea Bravo, înțeleg că a făcut un film și el spunea că l-au finanțat ei și că sunt pe profit deja. Deci mai sunt niște experimente astea din zona de showbiz sau de vlog, care se duc, Codin Maticiuc, care are... Da, care a făcut, eu am văzut și Miami Beach, la fel a fost o surpriză pentru mine.
obișnuit cu filmele românești, să ne înțelegem, în ultimii 30 de ani. Care... Nu mai sunt filmele sordide, comuniste, cu... cu... În care toată lumea este deprimată și dă vina pe comunism pentru ce îi se întâmplă la 30 de ani după. Și mizerabilismul ăsta, care la un moment dat trebuie să înceteze, adică dacă vrem puțin să evoluăm, trebuie să scăpăm puțin de mizerabilismul ăsta. Sigur, să nu picăm în partea ilaltă, în care totul este superficial, trivial și vulgar și totul se adresează corpului, dar genul ăsta de filme în care mănâncă, o să revin, mănâncă ciorbă o jumătate de oră sau altă scenă care m-a impresionat pe mine foarte tare, un individ filmat la ceafă 5 minute pe stradă mergând, adică nu se întâmplă nimic decât el merge și este filmată ceafa. Nu, genul acesta de artisticării sunt specifice cinematografiei românești, dar nu aduc oameni în sală și nu îi fac pe oameni să-și dorească să vadă mai multe filme. Aceste filme de acum probabil că vor aduce mai mulți oameni în sălile cinema, chiar și la filmele, hai să spunem, considerate mai puțin populare, mai puțin pentru toată lumea. Mulți vor fi pentru că se deschide un gust. Un gust și un să vrei să vezi. Apropo de asta, e o mică diferență. Eu nu, la filmul lui Shelley nu o să mă uit. La celălalt lui Mircea Bravo, sincer să fiu, eu nu sunt un fan al sketch-urilor lui de pe net. Nu m-au prins nici bunica, nu, adică ceva acolo, nu. În general, eu nu sunt. Eu nu mă uit decât foarte greu la stand-up românesc. Nu mă atrage absolut deloc. Nu găsesc umor acolo. Ce să fac, recunosc. Spre deosebire de cel american, la care mă uit, sau la cel britanic, la care mă uit și care mă prinde foarte tare. Dar, deci, în general, nu sunt un consumator de așa ceva. Filmul Shelley se adresează puștimii. Clar, a fanilor lui. Și primul film pe care l-a făcut și trupa de muzică pe care a avut-o s-au adresat exclusiv puștimii, puberilor, adolescenților, da? Unde nu, adică nu te aștepți că ei să aibă o foarte mare capacitate de a vedea ce merită și ce nu merită văzut. Ei înghit la, sunt obișnuiți cu TikTok-ul, înghit orice. Vine în... dau scroll. Da. Deci dai scroll și înghiți. 10 secunde în asta, 5 secunde în aia, dacă ți se pare amuzant, te mai uiți. Celălalt Mircea Bravo se adresează la fel genului lui de spectatori. Cred că din acest punct de vedere, aceste două filme de care ai pomenit tu diferă de team building. Adică team building a fost gândit ca un film și pentru adulți. Deci nu pentru puști, pentru tineri care se regăsesc sau nu în personajele respective, dar pentru publicul larg. Și hai să ne înțelegem, el a fost gândit mai ales pentru publicul necorporatist. Care să facă mișto de corporatiști. Avem un trailer și de la Romina Viața Mea. Înțeleg că este nou hit în cinematografie, film românesc cu maneliști, despre manele. Înțeleg că este și un scandal în jurul acestui film. Eu am lipsit din România și sunt puțin deconectat. La premieră, mă rog. Dar se pare că este până acum cel mai de succes ca box office raportat, nu știu, prima săptămână sau... Da, și probabil vor tot veni. Pentru și că... uite în YouTube, am văzut la un moment dat un top, ce au ei acolo în trends, 9 din 10 cele mai vizionate erau manele, adică asta este România. Bun, asta este. Succesul acesta va atrage investitori, ca peste toată lumea. Deci va atrage producători, case de producție adevărate de filme. Și ca să fim poate corect până la capăt, și televiziuni mari și au construit succesul pe maneliști și manele. Sigur că da, și sunt televiziuni mari care și astăzi trăiesc din emisiuni de tip tabloid, în care vin maneliști, în care vin tot felul de personaje, unele mult mai vulgare și mai triviale decât ce am văzut în team building, de exemplu. Deci, din acest punct de vedere, nu, este clar că am ieșit din epoca în care cuvântul greu de spus îl aveau cei care citeau, cei care aveau un anumit tip de gust, care refuzau genul ăsta de plebeism, să-i spunem. Nu, este clar că s-a democratizat, așa cum s-a democratizat
între ghilimele, din punctul meu de vedere, televiziunea, asta se întâmplă astăzi și cu film. Trecem de la cei care citesc la cei care scriu, la subiectul tezei de doctorat a ministrului Bode. Înțeleg că iarăși s-a pus gaz pe foc. Este un punctaj, se plângea doamna Șercan, Emilia Șercan, că există un punctaj liberal să fie criticată, atacată, să fie decredibilizată. Și Bode acuză un punctaj userist ca să fie el, da. Mie, sincer, eu m-am plictisit de subiect. M-am plictisit, eu aș vrea, de exemplu, eu personal aș vrea să vorbesc despre cât de bun este Bode ca ministru. Și dacă merită să fie eu asta aș fi interesat să discutăm. Nu dacă Bode și-a plagiat o lucrare de doctorat pe care și-a pus un CV. Deci, sincer, nu, să ne zicem, este foarte urât să furi. Da? Deci copii, nu copiați la școală. Am încheiat subiectul. Și știi, deci, campania aia de la filme. N-ai furat o poșetă, n-ai furat nu știu ce, nu e frumos să piratezi, nu e frumos nici să plagiezi. Deci nu e bine. Și acum fără glumă. Deci nu e bine. Dar cu asta am închis subiectul. Adică s-o tot ținem. Avem o comisie care acum descoperă că lucrarea este viciată profund, aceeași comisie care acum 3 luni nu descoperise că e viciată profund. Am avut și un CNSAS care l-a scos pe Traian Băsescu, necolaborator al după securității, mulți ani și acum l-a scos. Deci, eu nu am încredere în genul ăsta de comisii care astăzi e ok, mâine nu e. Stai să vezi că nu e ok. 2. Bode a venit cu niște argumente care mie mi s-au părut pertinente, nu știu dacă sunt adevărate, că n-am stat să mă documentez, repet, nu e un subiect care să mă intereseze. El spune așa, în primul rând că în 1998 sau când a avut ea, regulile erau cu totul altele, regulile academice pentru o lucrare, de citare și așa mai departe. Comisia astăzi a analizat lucrarea mea de atunci cu regulile de acum. Nu știu dacă e adevărat, dar omul verosimil. A ridicat o problemă. A mai ridicat o problemă. Această comisie nu are jurisdicție decât asupra lucrărilor cadrelor universitare. Ceea ce el nu e. Iarăși, e o problemă. E adevărat? Nu e adevărat? Habar n-am. Nu știu. Dacă nu e adevărat, ce treabă a avut această comisie? Mai spune ceva omul. Această lucrare a trecut prin CNADTQ, nu știu cum se cheamă, și pe la Universitatea Babeș-Bolyai și pe atât, și s-a considerat că nu este plagiată. De ce dintr-o dată? Deci, toate aceste lucruri, încă o dată, ar trebui să fie niște discuții la ei acolo și să nu ocupe spațiu public cu astfel de subiecte care, încă o dată, pentru starea societății românești de astăzi, nu au relevanță. Da, faptul că foarte mulți români s-au apucat hodorul, hai să facem 5 masterate și 7 doctorate și să facem Institutul Diplomatic și să facem Institutul de Siguranță Națională sau cum se cheamă chestia aia, să mai facem, nu știu ce, cursuri de la SRI, să mai facem Academia de Apărare și aia, ca să ne le trecem în CV, ca să ascundem, de fapt, o găunoșenie. E, nu, e o modă în lumea așa, bună, deci, politică, să aibă în CV. Hai să discutăm despre asta. Hai să discutăm despre obsesia părinților și a copiilor pentru diplome. Și goana după diplome de participare. Deci, hai să discutăm despre aceste lucruri. Dacă vreți să discutăm cu adevărat. De ce în România forma a devenit mult mai importantă decât fondul și foarte mulți oameni sunt extrem de preocupați să-și pună pe ei un ambalaj cât mai strălucitor. Cu cât sunt mai goi, cu atât lucru care este valabil nu doar la cei care au plagiat. Eu mi-aduc aminte când a apărut USR-ul, unul dintre argumentele supreme că ei ar fi superior celorlalți, era, păi ăla a studiat la Sorbona, ăla a studiat nu știu unde. În primul rând, să studiezi la Sorbona, depinde ce, depinde cum, depinde ce ai făcut cu ce ai studiat, că și aici poți să studiezi. Adică nu e, s-ar putea ca cineva care studiezi la Universitatea din București să fie mai bun decât cel care a studiat la Sorbona. Deci, dar era un argument, adică era un față de... un pedigree. Da, un pedigree. Deci, această goană după titluri academice, după diplome, după să ți le pui în piept, să zici, eu am doctorat. Și, deci, mă uit la filmele americane. Mai acolo cine are doctorat? Deci acolo când spui că cineva are doctorat, deja, cum să spun, de ce? Pentru că oamenii știu că acolo doctorat, în primul rând, nu-și dau decât cei cărora le place să învețe, că acolo nu...
De regulă cu un obiectiv academic. Academic. Deci acolo cu doctorat nu-ți dă compania mai mulți bani, să ne înțelegem. Deci nu te interesează, dimpotrivă. Cu cât lași mai repede masterat, doctorat, cu atât poți să te concentrezi pe compania în care lucrezi, să câștigi mai mulți bani și să avansezi. Dovadă și mari antreprenori care au abandonat marile facultăți. Bill Gates, sigur, Mark Zuckerberg, da. Și alții. La noi, în schimb, deși nu le folosește, pentru că încă o dată, domnul Bode n-a ajuns ministru pentru că a făcut o lucrare de doctorat. A ajuns pe criterii politice. Pe criterii politice. El și fără doctoratul ăla tot ministru ajungea. Da? Ca ministru are o indemnizație. Indemnizație care nu ține cont de câte doctorate și masterate are. Nici nu ține cont dacă are studii superioare. El poate să aibă 4 clase. Dacă partidul vrea să-l pună acolo, îl pune acolo și va avea aceeași indemnizație. Deci, pe mine m-a interesat, de exemplu, bun, a avut beneficii în urma lucrării plagiate, dacă verdictul instanței va fi la final ca plagiat, aia m-a interesat, dă bani înapoi. Că, într-adevăr, că acolo la este... doamna Armand am văzut că a avut beneficii de la faptul că a fost conducătoarea unor proiecte pe fonduri europene. Pe fonduri europene. Pe mine asta mă interesează, da? Atunci când, într-adevăr, profiți de acest furt pentru a fura și mai mult de ce a câștigat deci bani sau funcții. Deci se pare un scandal artificial. Da, da, și mi s-a părut, de când a început cu Victor Viorel Ponta, cu dotore, mi s-a părut un scandal politic, aproape exclusiv politic, manipulat politic și care, din păcate, aruncă o umbră tocmai asupra celor nevinovați, adică celor care și-au obținut titlul de doctor, pentru că acum nimeni, dacă, cum spuneam în America, când zici că e doctor, aici dacă spune că e, mai bine nu zice că e doctor, că te la mișto. O să zice, dacă și-a făcut și el doctorat, exact cum e la cum era într-o vreme cu carnetele, după ce i-au prins pe cei care dădeau carnete de șofat, și acum toată lumea când cineva staie calea zice, și ăsta și-a luat carnetul pe corupție. Da. Mulțumesc, Radu, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în spatele știrilor, așa dacă publicitate. Pe stradă. Astăzi vom vorbi despre inițiere, vom vorbi despre masonerie, vom vorbi despre René Guénot. Despre examenul maturității. Sunt Alexandra Ducanu și astăzi vorbim la subiect despre oameni cu și fără Dumnezeu. Am o teamă că nici dacă mai trăim 50 de ani de acum încolo, nu să fim contemporani cu autostrăzi care să lege România. Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor! Și bună dimineața telespectatorilor noștri din străinătate, că sunt mulți pe Canada, pe Australia. Suntem Oana Parastiv și Mihai Găinușo și iată principalele subiecte ale emisiunii. Planetele sunt răsfirate în zodii interesante, foarte dinamice în aceste zile și care ne invită la începutul verii să fim activi, Jupiter, Marte în Berbec, să avem inițiative, să avem curaj. Să punem cap la cap un îndreptar pentru femeile care știu ce vor în viață. Și vă invit și în această seară să mai facem un pas în călătoria de la eu, la noi. Astăzi am ales un subiect numit lumea duală. Dar de fapt o să vorbesc foarte mult de ce bârfesc oamenii. Atâtea ediții, atâtea meciuri, atâtea povești. Fotbalul într-adevăr s-a schimbat. După cum știți, aduc în fața dumneavoastră oameni cu foarte multă pasiune în domeniul în care activează. Mi se pare că vremurile pe care le trăim ne impun cumva să ne apropiem de științele vieții din ce în ce mai mult. V-ați gândit vreodată că o să ajungeți în această încăpere? Nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit niciodată că voi fi vreodată director. Ai trăit în armonie, ai respirat și eu am respirat odată cu tine. Nici tu nu știi să spui nu? Aceasta este tema din această seară.
astăzi, vorbim despre tendințele din mediul de afaceri românesc. Sport la puterea 33, vă salută, vă dă o nouă întâlnire și avem un invitat care sperăm să vă fie mai mult decât pe placul dumneavoastră. Într-un fel joacă fotbaliștii în momentul în care tribunele sunt pline sau aproape pline sau arhipline și în alt fel în care suflă pântul prin tribune. În seara aceasta vom vorbi, vom încerca să facem o radiografie a stării firmelor din România în ziua de astăzi. Vreau să știe toată lumea, presa nu se face doar în București, că presa adevărată nu este doar în centru. În seara aceasta o discuție despre geopolitica marilor puteri în Asia Pacifică. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mihail Neamțu și vă invit la o nouă emisiune Vocea Libertății aici la Canal 33, într-un spațiu al libertății. Astăzi mi-aș dori să vorbim despre a trăi viața. Mi s-a părut foarte interesant sunt subiecte care, să vă spun, în altă parte nu se discută. Știu. De data aceasta o să vă spun bună ziua, bine ați venit la Sfere de Interes, ediția de marți cu H.D. Hartmann. Ziua bună! Nou format, nou destin! Liderii lumii pierd încrederea oamenilor. De exemplu, liderii guvernamentali mai au încredere din partea oamenilor doar în proporție de 42%. Scopul principal al majorității companiilor din România și întreaga lume este acela de a face profit. Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. O zi foarte importantă la București. Reuniunea flancului estic NATO, nou președinți s-au întâlnit la București. De azi înainte ne vom petrece împreună fiecare seară de marți discutând despre blockchain, cripto și Web3. Despre postul cu apă. De fapt, ce înseamnă postul cu apă? Ne-am întors în spatele știrilor alături de Radu Hergeu și ajungem la multe știri despre un cartier considerat de lux, nu știu cât de lux e, pentru că am văzut postarea lui Cosmin Alexandru, un fost manager de companii cunoscute de astea multinaționale, care înțeleg că locuiește acolo și era considerat cartierul din pădure sau nu știu cum, și acum e cartierul dintre blocuri, pentru că înțeleg că s-au ridicat multe blocuri, tot nu o să se mai ridice și e printre betoane. Dar văd că autoritățile și tot pasează, toți au făcut tot ce trebuie, nu e nimeni de vină, dar problema e destul de complicată acolo. Eu cred că aici răspunderea este a tuturor. Este răspunderea dezvoltatorului imobiliar, care înainte să-și pună în vânzare produsul, trebuia să asigure că există toate condițiile și nu trebuia să vândă blana ursului din pădure cumpărătorilor. Din câte înțeleg, acest cartier are un drum de acces. Numai că nu e mai lung. Adică trebuie să o colești pe autostradă, mă rog, pe centură. Deci e cu deranj. E cu... Da. Oamenii spun că în momentul în care au început să-și cumpere, el s-a promis că se face un nou drum prin pădurea Băneasa. Deci, dezvoltatorul trebuie să promită așa ceva. Pentru că, în primul rând, acel drum nu ținea de el. Da? Drumul ăla ține de Romsilva, nici măcar de primărie. Procedurile prin care acel drum să treacă de la Romsilva la primărie și primăria să facă șosea pe acolo pe banii mei, ca să ajungă cetățenii din cartierul respectiv la ei acasă pe drum mai scurt, e foarte complicat și e foarte riscant politic. Dar dezvoltatorul le-a promis acest lucru, că se rezolvă. Oamenii creduli, din punctul meu de vedere, au înghițit treaba asta. Vreau să zic, lasă, mergem noi un an, doi pe drumul lung, după aia ne face drum scurt. În general... Dar cartierul e acolo de mult, adică nu e în legislatura asta. Sigur sau, că da. Problemă... Deci, da, numai că la un moment dat s-a dat drumul la, în pădure. Adică okay. S-a ridicat bariera de acolo și au mers pe drumul forestier, care e prin pădure.
Deci au acceptat o situație și ilegală și neconformă cu ceea ce li se promisese. În momentul în care faci o investiție serioasă, într-un apartament sau într-o casă, trebuie să te asiguri că nu-ți plouă prin tavan, mă gândesc, și că toate lucrurile sunt ok. De exemplu, te asiguri că mâine, în fața casei tale, nu apare un bloc de 10 etaje. Dacă nu te asiguri și după un an îți apare un bloc de 10 etaje, degeaba te mai plângi. Tu trebuia să ai trecut chestia asta în contract, dacă voia este asigurată. Bun. Deci, dezvoltatorul. Cumpărătorii, care nu s-au asigurat, au zis, da, ce bine, lasă că luăm în pădure, nu ca toată în drumul taberei. Noi stăm în pădure. Și autoritățile, care nu... nici n-au știut să comunice și nici n-au știut oamenilor că, domnule, nu e de primărie, deci nu ține de primărie. Spun colegii mei, par mai familiarizați cu subiectul, că primăria ar fi oferit 4 soluții, cumva, de ieșire în centură sau așa, dezvoltatorului, dar că pe 2 dintre ele ar fi construit deja blocuri, deci că n-ar mai fi fezabile și pe celelalte 2 nu știu din ce motive, deci, nu le folosește. Din punctul meu de vedere... Adică fiecare spune am făcut partea bun. Noastră, am problema oferit... e că, de exemplu, acum cât 5 ani am văzut... Cei de la dezvoltator spun, am dat niște terenuri ca să fie folosite, să se facă schimb, să nu știu ce. Adică fiecare vine cu partea lui de ce a făcut. Pentru mine, iarăși, este un subiect ușor umflat, da? Pentru că... Dar de ce e și doamna Clotilde? Nu știu poate... pentru de ce. Pentru că vin alegerile. Și pentru că, ce să vezi, locuitorii în acel cartier sunt oamenii din targetul ei electoral. Da? Nu sunt amărâții... Pentru că în campania anterioară nu părea foarte... Nu, că nu știu. Bine, ea nici n-a știut, habar n-a avut ce se întâmplă în sector. Adică, ca și Nicușor Dan, după cum se dovedește și la Nicușor Dan, habar n-au avut de fapt care sunt problemele comunității. Acum o interesează, dacă acum 5 ani spunea că nu, cum să faci drum prin pădure pentru ei, acum spui, da, păi stai că nu trebuie închis drumul ăla, nu e ok ca oamenii ăia să nu poată să ajungă. Încă o dată, politicianism de ultimă speță... Electoral, cine întreține sau cine are miză în acest scandal? Cam cum sunt în spate forțele? S-ar putea să fie iarăși un război PNL-USR. N-ar fi exclus undeva să fie genul ăsta. Eu am văzut articole din presă, în general reflectă fie pozițiile politice, fie eu bănuiesc, dar nu pot să bag mâna în foc. De obicei, dezvoltatorii imobiliari sunt foarte generoși cu presa când au interese. Deci s-ar putea ca unele articole și unele informații să fi venit de la dezvoltator. Sigur, nu pe ochi frumoși, că presa doar nu este o azil de binefacere sau ONG, da? Deci, cred că este un război. S-ar putea să fie un război ceva mai profund și între Clotilde și Nicușor, care încearcă să arunce pisica unul altuia în ideea în care ei sunt reprezentanții unei pături sociale care consideră că statul nu face și că statul e inutil și că statul doar fură și le ia taxe. Da, comentariile la postările mele erau de genul ăsta. Dar de ce mi-a, doamne, mie statul taxe dacă nu face drum? Păi nu știu, și mie mi-a taxe, cam ce drum ar trebui să-mi facă mie, de exemplu? Ți-a taxe? Da! În momentul în care există un parteneriat public-privat și privatul discută la primărie și primăria zice, ok, uite, pe terenul ăla, da, e al tău, îți face aia, uite, eu o să-ți fac drum până acolo și împărțim din banii pe care iei tu, îmi dai mie niște bani, că doamnă, încă o dată, dar de ce să-i fac eu să-ți fac drum spre Greenfield sau cum se cheamă, pe banii lui Hergeu, care stă în altă parte? Nu e, încă o dată, lucrurile astea nu se fac nicăieri în lume. Se trezește un dezvoltator în mijlocul câmpului sau al pădurii să-și facă el cartier, după care se duce la oameni și spune, ia, mergeți dumneavoastră frumos la primărie să vă facă drum. Nu funcționează lucrurile așa, îmi pare rău. Lucrurile trebuie făcute cu cap în parteneriat public-privat. Nu unii să ia toți banii, iar ceilalți să dea bani ca să se bucure, deci cei puțini. Pentru mine este un scandal, cum spuneai și tu, nu e nouă povestea. Adică nu s-a făcut acum un an cartierul și ce să vezi, săraci oameni s-au trezit că li s-a pus bariera în drum.
Faptul că a izbucnit acum mie îmi dă o senzație de politic, de ceva da, mai profund decât simpla. Probabil izbucnit și pe fondul pe care li s-a interzis accesul și la drumul ăla prin pădure temporar, mă gândesc că s-a întâmplat. Da, sigur că da, dar încă o dată era era o situație care se putea întâmpla în orice moment. Adică nu era... n-a fost ceva chiar neașteptat. Nu e în momentul în care tu, de exemplu, lipi în grădina unui om. E un electorat cu miză importantă, nu știu, 5.000 de oameni într-un sector cred că da. Supărați și cred că pentru Clotilde Armand 5.000 de oameni sunt foarte importanți. Adică, pe un interes compact și punctual. Eu sper sincer să nu mai fie deloc important, dar în mod normal 5.000 de oameni, da. 5.000 de oameni sunt importanți, pentru că acei 5.000 de oameni mulțumiți mai au încă multe mii de oameni prieteni în cartier sau în oraș sau așa, plus că în general oamenii, încă o dată, oamenii care stau în cartierul acela au un anumit nivel de trai. Nu oricine își permite să-și cumpere acolo casă sau apartament. Și oamenii mulțumiți nu neapărat să duc la vot, dar ea nemulțumiți de multe ori să duc. Se duc, mă duc da, să... se duc. Și dacă au senzația că ți-ai bătut joc de ei și că nu-i bagi în seamă și nu le respecti dorințele măcar și nevoile, măcar să le dai iluzia, atunci reacționează, într-adevăr. Și încă o dată, sunt oameni cu alt gen de influență, sunt oameni mulți mai activi pe net, că de asta s-a și vorbit foarte mult, sunt oameni care comentează, sunt oameni care se implică, mulți dintre ei sunt ONG-și, mulți dintre ei sunt corporatiști, mulți dintre ei sunt manageri sau chiar patroni, încă o dată, deci oameni cu un anumit nivel de trai care nu prea votează cu PSD-ul, de obicei, și pentru care USR-ul a fost așa un fel de lumință de la capătul tunelului, adică un fel de, wow, în sfârșit avem cu cine să votăm, apropo de sloganul lor, și care descoperă că în acest moment cei doi reprezentanți ai USR-ului, Nicușor Dan și Clotilde Armand, nu fac decât să spună cine noi? Nu știu, descurcați-vă. Trecem la următorul subiect. Este vorba despre Brazilia și despre faptul că pare o situație copiată din Statele Unite, pare la Indigo cu ceea ce s-a întâmplat în vremea președintelui Trump. Cum ai văzut tu acest subiect și reflectarea lui? În presa românească, am mai spus-o, presa românească fiind predominant conservator-trumpistă, evident că pentru ea, toate acestea sunt teorii ale conspirației. Deci nu e adevărat, nu s-a întâmplat nimic acolo, ca și la Capitoliu. Iar dacă s-a întâmplat că totuși vedem oamenii de acolo, sunt de fapt puși de serviciile secrete, tocmai ce să vezi, ca să îl discrediteze pe Bolsonaro, așa cum insurecția de la Capitoliu a fost clocită de CIA, FBI și mai știu eu cine, ca să îl discrediteze pe Trump. De parcă Trump ar mai avea nevoie de ceva ca să fie discreditat. Au venit chiar cu niște argumente extrem de amuzante. Am văzut niște poze în care cel cu coarne era, a fost unul de la Quanon cu coarne la Capitoliu, e unul și aici cu coarne, tot ăla era vopsit în steagul Americii, ăsta e vopsit în steagul Braziliei. Și ia uite, vezi, au folosit până și aceeași recuzită așa. Acum, dar de ce n-ar fi valabil invers? Faptul că Bolsonaro, numai că este un trumpist recunoscut, adică nu e un secret, a încercat să aplice același stil în conducerea Braziliei pe care l-a folosit Trump. Bolsonaro mai mult merge ușor spre neonazism, adică el este mult mai, de exemplu, e mult mai homofob decât Trump, e mult mai rasist, adică e mult mai liber în exprimările de genul ăsta. În America, totuși, mă rog, fiind mai greu să te exprimi, Trump rămânând doar la rasism și misoginism. Nu, deci Bolsonaro este neofascist, hai să nu-i spunem neonazist, neofascist. Ori, de ce n-aș crede că când el i-a copiat politica, oamenii lui, talibanii lui, fidelii lui, nu ar copia ceea ce se întâmplă la nivelul fanilor lui Trump? Mie mi se pare mult mai credibil decât că nu știu ce servicii secrete au vrut neapărat să-l pună pe Lula președinte și să... Nu e. Adică la nivel mondial, mai ales cu o țară ca Brazilia, oricât s-ar implica serviciile secrete din Statele Unite, e foarte greu să schimbi totuși. Nu vorbim de o țară cu 20 de milioane de locuitori. Deci, mie e mult mai ușor să cred că au copiat
iertată fie expresia, ca maimuțele. Deci au văzut la televizor ce s-a întâmplat și au zis, păi ce, noi nu putem să intrăm și noi în Parlamentul nostru? Și s-au dus să intre Parlament. Mă rog, spre deosebire de Capitoliu, aici n-a murit nimeni. Din fericire și pentru că l-au găsit gol. Deci s-au dus probabil când era pauză. Nu era nimeni. Nu era nici președintele, nu era, că am înțeles că au intrat și în Curtea Supremă, care e tot în zona aceea, și în Palatul Parlamentului. N-au găsit pe nimeni, doar au început să țopăie pe scaune, că ce să facă. Na, atâta știu, atâta fac. Mircea Cărătărescu pare destul de siderat de metodele de predare ale literaturii române. Spune, citez, mai bine ar dispărea cu totul această materie pentru că este moartea pasiunii. Poate e nemulțumit că nu e suficient de reprezentat domnia sa în curricula? Deci vreau să spun că mi-a comentat o profesoară și e profesoară, că i-am verificat contul și e profesoară la un colegiu și spunea că să stea liniștit, nici prezența domniei sale nu este cine știe ce încântătoare pentru elevi. Adică nu e ca și când ei sunt extaziați că îl studiază pe Cărtărescu. Că el este în cărți. Acum, lăsând la o parte, are dreptate. Ce are dreptate? În acest moment, nu numai literatura română, la sigur, el vorbește despre ce se pricepe atunci când nu vorbea despre Băsescu. Acum vorbește despre literatură. Tot e mai bine. Într-adevăr, nu e cum ar trebui să fie. Adică nu i-a dus în secolul 21. Se preda o grămadă de... Deci, când studiezi bucăți literare, fragmente literare, nu poți să le studiezi doar de, cum e artă de dragul artei. Trebuie să le și alegi în așa fel încât să fie interesante. Pentru că nu poți să pui un copil sau un adolescent să aprecieze stilul și rafinamentul lingvistic. Și uite, eu am observat ceva. Am avut, să spun, curiozitatea sau, mă rog, perseverența să iau niște lecții de limba engleză. Unde am învățat engleză și am studiat pe niște manuale din acestea britanice. Erau foarte interesante ca și conținut. Adică era captivantă discuția cu profesoara pe conținutul respectiv și erau foarte informative și interesante, nu doar că erau Ana are mere, adică îți dădea un conținut care să te capteze, exact. Mi s-a părut interesant. Așa ar trebui alese aceste fragmente, opere care trebuie studiate sau care ar trebui citite de copii, în primul rând să-i atragă. Că dacă nu-i atrag, degeaba tu la oră începi să le spui despre ce metaforă și ce... Nu îl interesează pe copil lucrul ăsta. Deci trebuie să schimb puțin alegerea, criteriile de alegere a acestor texte, incluzându-le pe cele ale scriitorilor consacrați, ale scriitorilor vechi, dar incluzând și pe cele ale scriitorilor consacrați tineri, că sunt și din aceștia. Care poate sunt mai... Și care au un alt limbaj, mult mai familiar pentru adolescenți, care abordează subiecte mult mai familiare pentru acești. Adică, bun, poate sunt și prezenți în viața comunității, îl găsește pe Facebook, la televizor, poți să-l aduci la școală, nu dar la cimitir. Poți să se întâlnească cu elevii și așa mai departe. Deci, mulți dintre ei nu sunt doar scriitori, în sensul în care sunt în turnul lor de fildă și dacă îi scoți în lume nu știu să scoată trei cuvinte. Nu! Din potrivă, mulți dintre ei au un sistem de auto-PR și de auto-marketing foarte bun. Ei ar fi un ambasador foarte bun ai literaturii române, de exemplu, pentru că știu să se vândă pe ei și știu să vândă literatura română contemporană. Deci, din acest punct de vedere, Cărtărescu are perfectă dreptate. Nu pot să-l contrazic aici, indiferent că de ce nu am înțeles eu și am întrebat public, dar nu mă aștept să-mi răspundă, n-am înțeles de ce situația nu este de ieri de azi. El a fost într-o perioadă, în grațiile, celui mai puternic om din România, care și el la vremea respectivă a făcut o Românie educată. El a numit-o altfel, dar și el a făcut noi legi ale educației, a făcut strategii de schimbare a educației, a avut miniștri pe care i-a pus cu... Și era GDS-ul, nu? Grupul de dialog social, de cu ce? Intelectual, cu... Atunci când omul, în grație căruia era și pe care îl lăuda, avea toată puterea în România, de ce nu s-a folosit să meargă la omul ăla să zică, bună ziua, eu vreau să fac, deci vreau să mă implic, dați-mi pe mână o comisie, vreau să reformez măcar predatul limbii române, limbii și literaturii române. N-aș vrea să fac o comparație nepotrivită, dar mai ales că sunt tânăr și n-am prins fenomenul respectiv, că sunt tânăr pentru fenomenul respectiv în sensul acesta, că altfel sunt îmbătrânit în rele și eu. Andrei Păunescu, înțeleg că s-a folosit de
imaginea pe care avea și influența pe care avea asupra lui Ceaușescu, să încerce să obțină Adrian Păunescu. Să încerce să obțină anumite concesii de la Ceaușescu pentru fenomenul cultural, pentru unele cazuri. Da, e adevărat, până când n-a mai avut trecere la Ceaușescu, pentru că devenise mai mare decât el însuși și atunci nu era ok. Păunescu a avut anumite libertăți pe care uneori le-a folosit în bine, în ceea ce privește manifestările culturale, promovarea poeziei românești, a muzicii. Muzică de calitate, da. Deci le-a folosit, încă o dată, în bine le-a folosit în revista Flacăra, le-a folosit chiar și să ajute oameni. Dacă și-ar fi pus în cap, de exemplu, să reformeze programa școlară, cred că ar fi reușit. Adică, cred că în perioada lui de maximă trecere la tovarășul, cred că ar fi reușit și acest lucru. Dar, încă o dată, întrebarea mea e bun, am înțeles, ai dreptate. De ce nu te-ai implicat în acest lucru? De ce nu ți-ai făcut un obiectiv în acest lucru, încă o dată, în condițiile în care ușile Palatului Cotroceni erau deschise și pe care le-ai deschis cu ode la adresa lui? Deci, de ce atâta timp cât toată lumea te considera intelectualul lui Băsescu alături de Liceanu și așa mai departe, de ce n-ai profitat de acest statut pentru a obține revizuirea programei școlare pentru limba și literatura română? Și poate că astăzi, după mai mulți ani în care lucrurile s-ar fi rodat, s-ar fi făcut experimente, unele ar fi eșuat, unele nu, ai fi văzut ce place, ce nu place, poate că acum, iată, după 10 ani de când ai fi putut face lucrul ăsta, poate că acum predatul limbii și literaturii române ar fi fost steaua școlii românești. Și toți ceilalți de la matematică, de la fizică, de la biologie ar fi luat exemplu de la tine. Să vii acum să spui, nu, e nasol ce se întâmplă acolo, așa, bine, și? Și mai ales că totuși cred, așa, la cam în sens că literatura română poate fi predată într-o formă mai interesantă decât alte materii. Sigur că da, dar pentru asta îți trebuie un alt fel de profesori. Este în primul profesor tineri, este profesori îndrăgostiți de literatură, care să nu fie totuși strânși în chinci de o programă extrem de încărcată și de rigidă, și care să facă din pasiune. Și poate alte metode, să fie sesiuni de debate, poate nici puneri în scenă ale unor secvențe. Pentru a găsi genul acesta de noi metode, îți trebuie vocații. Ca să implici, să fie interactiv, să fie o altă vocație. Câți profesori mai au astăzi vocație? Din păcate, și din ce este cel mai grav este că și tinerii care au această vocație și ar avea această pasiune sunt încet, încet eliminați din învățământ sau se autoelimină din cauza unei birocrații înfiorătoare, a unor ierarhii extrem de împietrite și de rigide și de în care nu prea poți să faci ce-i tu chef, pentru că deasupra ta nu este doar șeful de catedră, e directorul adjunct, directorul plin, ăla de la primărie care se ocupă cu școala ta sau cu liceul, primarul, pe partea administrativă, pe partea cealaltă, toată ierarhia din minister și așa mai departe, încât la un moment dat cei mai tineri spun, da, știți ce? Adică n-am de gând să mor aici și să fac niște lucruri pentru care nu, oricum nu o să-mi fie, poate unul, doi elevi dintr-o generație o să-mi fie recunoscători, restul trebuie să mă rup cu părinții să le explic de ce fiul trebuie să citească o carte totuși. De final, să-mi spună colegii cât mai avem, cred că suntem pe ultimele minute, am remarcat că parcă la TVR nu trece săptămâna sau două săptămâni fără un scandal. Ce se întâmplă cu povestea sub situația? Bun, povestea cu redactorul șef la știri, care a luat bani, mă rog, publicația sa, a luat bani de la PNL, care, ce să vezi, l-a numit pe directorul general al TVR, care l-a numit pe șeful știrilor de la TVR. Da, e o simplă coincidență. Cea mai mare problemă, din punctul meu de vedere, nu e că el a scris articole publicitare pentru PNL, deși, mă rog, ci că nu erau marcate.
Deci, din punctul meu de vedere, este o mare problemă, nu doar pentru el, ci pentru toate publicațiile. Dar înțeleg că multe publicații au fost în această situație. Pentru toate publicațiile care au luat bani, au publicat advertoriale de banii aia, fără să le markeze așa cum trebuie. Și pentru niciun partid. Adică... Nu, fără niciun fel. Deci, e grav din punctul meu de vedere, pentru că este dacă nu este o reglementare legală așa cum ar trebui să fie, este o minimă rigoare deontologică. Replica unui politician a fost: nu ne marcăm articolele pentru că ne văd adversarii politici, strategia. Nu. Deci, așa este corect să fie. Da? Dacă în momentul în care o publicație, o televiziune, și televiziunea este obligată să bage generic de început, generic de final de publicitate, anumite minute, la anumite ori, deci nu poate da de capul ei publicitate fără să o marcheze niciun fel, chiar și la acea plasare de produse tot există niște reglementări din punctul meu de vedere cam laxe, dar în sfârșit poate pe viitor se vor schimba și astea. În presa scrisă nu prea există reguli de genul ăsta, așa. Nu e în regulă. De ce? Pentru că omul citește un articol și el are senzația că este de fapt în urma unei documentări și a bunei credințe și a echilibrului jurnalistului. Că încolo ea nu, este de fapt scrisă de un publicitar, da? De cineva care... iar oamenii sunt influențați de... Una e să-ți spună un jurnalist care teoretic ar trebui să fie obiectiv și documentat și spune, uite, ideea asta este bună, și alta e să-ți spună un politician, știi, ideea mea e bună, pe banii mei. Deci eu am plătit ca să-ți spun că ideea mea e bună. Deci, din punctul meu de vedere, nu este în regulă și, din punctul meu de vedere, totuși, cred că oameni care au fost plătiți și au luat salariile direct din banii partidelor. Deci direct, pentru că banii aia care veneau la publicație se transformau în salarii. Cred că sau dividende, mă rog. Da, sau dividende. Cred că totuși ar trebui să nu se înghesuie la funcții publice, mai ales că nu se pricep la televiziune pentru că nu au făcut televiziune. Mulțumesc foarte mult, Radu. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. În spatele știrilor, mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și vă invit să renunțați de programele Canal 33. Pe curând!